Bine ați venit la Dacă râzi, îți dai o palmă, Stumble Guys Edition! Da, băi și fete, ați auzit foarte bine! Numele meu este Marusiancu și bine ați venit la un nou challenge cu Stumble Guys la mine pe canal! Astăzi, fraților, facem un nou episod din clasicul Dacă râzi, îți dai o palmă! Nu am mai făcut de aproximativ 2 săptămâni un episod de genul, așa că am zis că este timpul, deoarece am găsit o nouă compilație cu momente amuzante din Stumble Guys și totodată cu momente wow, triste și chestii de genul, dar în general sunt momente amuzante, deci ar trebui să râdem foarte, foarte mult la videoclipul ăsta. Însă înainte să începem, fraților, va juca, să apăsați butonul de like, să vă abonați acest canal, să ajungem, Doamne ajută, la 20.000 de abonați. Și totodată, fraților, ca la fiecare challenge de genul, fac un mic disclaimer: doar eu fac challenge-ul cu Dacă râzi, îți dai o palmă. Voi puteți face Try Not to Laugh Challenge, adică încearcă să nu râzi, pentru că chiar nu vreau să se rănească cineva cât timp își dă palme cum se uită la Stumble Guys, da? Deci nu ăsta este scopul meu, vă rog să nu vă dați palme. Hai să nu mai pierdem timpul și să vedem care-i treaba. O să încerc cât mai mult să mă abțin din râs, vă dați seama că gen pot să fac ceva de genul așa sau ceva, dar în momentul în care deja am scos sunete și am început să să fac așa, înseamnă că am pierdut și că trebuie să-mi dau o palmă. Hai să vedem. Dacă râzi, îți dai o palmă, Stumble Guys Edition, partea a patra sau a treia, nu știu, începe chiar acum. Let's go. Bun. Frățioare, i-a făcut o poză la ăla. Oh, bravo. Ok. Ok. Ok, deci fraților, ăștia doi sunt eu cu încă unul în finală. Deci eu întotdeauna în finală mi-aleg un player de-asta pe care mă duc să-l terorizez și de fiecare dată mă terorizează și el pe mine și suntem așa 1v1 într-un fel. Ok. Și eu sunt băiatul ăsta pentru că eu câștig de fiecare dată. Glumeam, nu câștig aproape niciodată, dar măcar, da. Hai să vedem, începem. Stumble Guys funny moments. Ok, ok, mamă, credeam că o să moară. Bă, nu vine să cred, fraților. Nu vine să cred. Oh my god! Oh my god, bro! Ce-a fost asta? Mamă, ce roller coaster de emoții, fraților. Deci prima dată, deci prima dată eu credeam că ăsta o să moară din cauza că e proș și că a dat banana asta, dar l-a prins pe ăla, l-a buguit și de fapt a câștigat. Jesus, ok. Foarte impresionant. Ok, băiatul ăsta este foarte inteligent. Nu o să zicem nimic de el. Haide mă, Vao. Mario. Bă, dar... Bro, nu înțeleg cum fac asta, man. Te-ai dus, bă. Bă, cum? Frate, cum fac asta? Ok, mi-a dat o palmă, fraților. Bun. Danton SP. Ok. Bravo, bravo, frățiorul. Ce face asta, bro? Ce-a fost asta? Nu mi-am dat seama, frățiorul, ce-a făcut băiatul ăla ca să câștige. Nu mi-am dat seama cum a ajuns așa de rapid acolo, sincer. Ok. Nya, 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 nya. Nu înțeleg. Ai grijă, frate meu. Vezi că ești pe zona roșie, ai grijă. Uite pe fățiorul Toh. Ok. Nu! Ok. Stă AFK, nu? Nu era AFK, vrea! Ok, mamă, deci dau o palmă dacă mie mi se întâmpla chestia asta. Deci putem spune, fraților, că acea persoană era destinată să piardă. Efectiv, destinul a vrut să piardă. Uitați-vă, s-a dus, i-a dat, a ieșit la milimetru și a venit și a lovit o bombă. Băi, era destinată să piardă, fraților. Nu te poți opune destinului. Știți cum se zice. Ok, următorul target. Bravo, mă, bravo. Ok, haideți, bă, băiatul ăsta e cam malefic, dar îmi place de el, că așa sunt și eu când mă joc Stumble Guys, mai ales la d-astea, bombardament, honey drop, laser, ăla cu laserul, laser tracer, dacă nu mă înșel, e nebunie. Ok.
Uite, asta. Cum se numește? Laser Tracer, cred. Ok. Mamă, ce sare frățiorul pe ea. Bă, mamă, ce a făcut? O, mamă, băi, fraților, asta trebuia să fie cear ca să nu spui wow challenge, ce play-uri avem. Holy shit, man. Este insane, efectiv, ce play-uri avem. Foarte, foarte tare. Ok, nu înțeleg cum a picat playerul acolo, dar în fine, să zice că este corect. Bun. Bun, bă, băi și fete, deci fiți atenți. Am o părere și vreau să-mi ziceți la comentarii dacă am dreptate sau nu. Dar vreau toată lumea care se uită la videoclipul ăsta să zică la comentarii dacă am dreptate sau nu. Sunt singurul care, deci fiți atenți, fraților, când pierde la bot bash. Deci parcă, fraților, deci efectiv, când mă dezechilibrez la bot bash, adică dacă intru un bot ăla în mine sau intru eu din greșeală în lichidul ăla, băi, fraților, parcă din momentul ăla atrag boții către mine. Adică, băi, da, eu stau un minut. Da, deci un minut mă prind pe hartă, nu atac niciun bot, gen, nu dau niciun bot și din greșeală, dacă cumva mă atinge unul, după ăla mă pazează la altul, iar vine lichidul, bă, deci de fiecare dată se întâmplă așa. Scrieți voi la comentarii dacă și vouă vi se întâmplă la fel, gen, efectiv, de fiecare dată când te atinge botul, parcă se riguiește jocul și te ating și ceilalți, gen, efectiv, n-are niciun sens, fraților. Uite, vedeți cum a fost aici, l-a dus direct în ăla, man. Putea să-l ducă peste tot, dar l-a dus direct în ăla. Știi ce zic? Adică e ciudat rău de tot, bro. Uite-l pe Joseph. Ok, te-ai dus, Joseph, al meu. Aba nu. Bă, Joseph, văd că... Bravo, bravo, da. Bravo. Mamă, fraților. Mamă, ce-i cu finala asta? Bă, voi vedeți câți mai sunt, bro? Ce-i cu finala asta, bro? Este insane. Este efectiv insane ce se întâmplă. Ce este cu finala asta, bro? Oh my god, man. Absolut insane ceea ce se întâmplă. Ești unstoppable, frățiorul. Ha, mă, battle pe ăsta. Bravo, mă, bravo. Ok. Te-ai dus. Bă, dar nu înțeleg, frățiorul, cum sare acolo la final. Că și eu am încercat să mai ies când sar. Dar n-am mers nimica. Bro. Ce face capibara? Ăla s-a enervat deja. I-a zis, bă, frățiorul, deja, dă, n-ai, mă, ai trecut peste atâtea nivele. Și l-au luat, ok, dă o palmă. Băi, fraților. Ok. Uite, lui ăsta nu i s-a întâmplat ce am zis eu. Și-a câștigat. Lui ăsta nu i s-a întâmplat ce am zis eu. Mamă, ce play nebun. Dar nu mai e nicio șansă, ăsta e mort acum. Ba da, mă! Ai, mă, frate, mă. Erai așa de aproape de câștig, frățiorul. Bă, eram sigur că s-a și oprit. Eram sigur de ce că s-a oprit de aia. Că ăsta nu... N-o să pice. Okay. Hai să vedem. Nu pică. Eram sigur. Bă, frate, de fiecare dată când se întâmplă, se face un edit de asta, înseamnă că urmează ceva wow. Ok, foarte wow că au murit toți, dar el totuși a câștigat. Hopa! Bro, what? Ce-a fost aia? Ok, ciudat. Bun. Te-ai dus. Și tu te-ai dus. V-ați dus toți. Mamă, ce nu-mi place harta asta. Lost Temple, cea mai nașpa hartă. Race to finish, fraților, cea mai nașpa hartă. În viața mea am câștigat pe harta asta. Efectiv, că e care harta, ceva cu mine. N-am să vă mint. Ce i-a dat-o.
Dă-i. Mamă, cum se joacă. Oh, ok, 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 s-a dus. Oh, oh, oh my god, bro. Bă, ce tare. Special delivery. Pau. Ok, nașpa, nașpa de persoana respectivă. O să încerc să nu râd, să nu mai râd. Am râs iară. Ok. Bravo, frățioro. Și nici nu se califică, fac pariu. Doamne, săracu. Doamne, săracu, fraților. Săracu player. Oh my god. Așa, prieteni, fac o schemă. Ia, ce fac? Mamă! Bravo, frățioro! Și aici s-a terminat, fraților. Ok, a fost un videoclip foarte, foarte interesant. Ăsta a fost Dacă râzi, îți dai o palmă, Stumble Guys Edition. Dacă v-a plăcut, fraților, și mai vreți să facem episoade de genul, scrieți la comentarii. Eu am fost Marusiancu, v-am pupat pe toți. Pa, pa!